Cartea pe care o ai în față, dragă cititorule, ar putea servi drept manual de limba română, iar profesorul tău ar putea fi chiar autorul ei, Vlad Pohilă, un lingvist de excepție, autor a mai multor studii și cercetări, lucrări lingvistice normative, ghiduri, semnatar a sute de articole dedicate limbii române, cel care afirma mereu cu mult drag și cu toată certitudinea: nu mă mai satur de frumusețea și bogăția limbii române. Această carte m-a impresionat din capul locului, chiar și prin titlul ei, Și totuși, limba română. Un titlu incitant care, de fapt, nu exprimă altceva decât crezul de neclintit al regretatului Vlad Pohilă, cel care a fost un luptător temerar pentru limba română și un foarte bun român. Constituit din 7 capitole, volumul cuprinde articole, eseuri, prefețe și recenzii, scrise de-a lungul anilor, care au apărut în presa de la noi. Personajul principal, după cum o indică și titlul cărții, este limba română prezentată în cele mai diferite contexte. Volumul se deschide cu un eseu de Grigore Vieru, care poartă o denumire parcă interogativă, parcă retorică: de ce mi-e drag Vlad Pohilă? Se întreabă poetul și tot el răspunde: pentru că este înzestrat cu tocmai 3 haruri: lingvistic, ziaristic și estetic, calități guvernate la rândul lor de alte 3 înzestrări native: sinceritate, moralitate și curaj. Am reprodus doar unul din cele 15 răspunsuri notate de poet, celelalte le las pe seama cititorului să le descopere. Capitolul 1. Și totuși, limba română. Din acest capitol vom reține interviul intitulat "Să ne apropiem de Eminescu mereu, cu dragoste, dar și cu recunoștința pe care le merită". Un titlu extrem de generos. Fiindu-i drag până la lacrimi Eminescu și apărându-l de programul demolator al ponigritorilor înnaimiți sau rătăciți, îi este drag neamul care a dat naștere poetului Nepereche. Citiți eseul consacrat lui Eminescu și vă veți convinge cât de liber înaintează Vlad Pohilă în cosmosul creației eminesciene, menționează Grigore Vieru în prefața cărții. Urmează apoi studiul care a și dat titlul cărții, Și totuși, limba română, și care se referă la una din problemele esențiale ale lingvisticii. Iată ce afirmă autorul: numele corect al limbii scrise și vorbite în Republica Moldova este limba română. Cine pune la îndoială afirmațiile noastre, îl îndemnăm să recitească măcar un singur articol de Eugeniu Coșeriu, românul basarabean care a ajuns a fi cel mai mare lingvist al lumii la răspânteia secolilor 20-21. Printre altele, faimosul nostru conațional scria: din punct de vedere politic, promovarea unei limbi moldovenești este un delict de genocid etnico-cultural, delict nu mai puțin grav decât genocidul rasial, chiar dacă nu implică eliminarea fizică a vorbitorilor, ci numai anularea identității și memoriei lor istorice. Dacă ar fi să ne exprimăm într-un spirit mai realist, continuă gândul Vlad Pohilă, limba noastră, aici, în Basarabia, este ca o căprioară hăituită de vânători sălbatici, sau, de vreți, ca o copilă frumoasă de la țară, părăsită de ai săi și expusă mereu primejdiei violului. Celelalte articole, care au și ele o importanță majoră, sunt orânduite după cum urmează: limba română din Republica Moldova între primejdii și speranțe, diferențieri absurde și păguboase, dar oricum sortite gropii de gunoi a istoriei, și ultimul articol cu un titlu absolut intrigant: se auzea cândva la Chișinău un cuvânt românesc. Care anume este acesta, aflați din paginile volumului prezentat. Al doilea capitol include locuri scumpe sufletului, acestea fiind cele mai multe legate de mari personalități. Ele se prezintă astfel: botoșanii lui Nicolae Iorga și Ștefan Luchian, ipoteștii lui Mihai Eminescu, cernăuții în care au fost școliți intelectualii din Bucovina, Orheiul Basarabiei, Maramurișul plin de miracole, Banatul Sârbesc și încă atâtea alte locuri pitorești, încărcate de istorie, toate, dar absolut toate, au fost vizitate de către autor și descrise sub forma unor povestiri narrative cuceritoare și absolut relevante. Capitolul 3 al volumului, intitulat Oameni draci de ieri și de azi, găzduiește eseuri cu portrete de neuitat ale multor personalități, purtători de făclie a culturii și modele pentru generațiile viitoare, precum ar fi Nicolae Iorga, Mircea Vulcănescu, Eugeniu Coșeriu, Raul Șorban, cântăreața Maria Cebotari, Sofia Rotaru, lingvista Mioara Avram, Valentin Mândăcanu, Constantin Tănase, bibliologul Alexei Rău, Ion Stoica, șirul ar putea fi continuat. Un lucru este cert. Dragostea de oameni este mai presus de toate. Deschiderea lui spre oameni i-au permis să scrie. Dragostea lui de oameni l-a făcut să scrie și prin acest exercițiu moral de a scrie despre alții a rămas același, generos și bucuros de oameni, notează Lidia Kulikovski. Următoarele capitole vorbesc de la sine despre subiectele abordate. Astfel, în capitolele 4 și 5, intitulate respectiv Ce emit frumos dragostea de carte sau Disecarea cărților, atenția este îndreptată spre sentimentul uman al dragostei pentru lumina minții, sau, vorba lui Vlad Pohilă, cartea este o magnifică lucrare a spiritului divin. Atunci când autorul intră pe teritoriul care a devenit și al său de multe decenii, în lumea cărții, el se mișcă protector printre subiectele pe care le împărtășește cu generozitate cititorilor săi. Cartea este văzută cu deosebire prin prisma bibliotecii, pe care o consideră o necesară și permanentă ajutătoare a culturii, parte integrantă și mesager, scrie Zanfira Mihai. Scriu despre biblioteci pentru că e un subiect major, se destăinuie Vlad Pohilă. Tocmai bibliotecarii sunt acei care pasionează cititorii, contribuie generos la creșterea, la formarea unei comunități ce ne insuflă speranța și certitudinea chiar că vor trăi, iată, și compatrioții noștri potrivit unor standarde capabile să garanteze șansa creșterii și împlinirii omului. Urmărind chiar și fugar titlurile articolelor inserate la aceste două capitole, poți deduce ușor ce mult a iubit Vlad Pohilă cartea, ce frumos a descris-o, accentuând mereu cel mai bun cadou oriunde și oricând, cartea. Alte două capitole de la finele volumului, Popoare, destine, culturi sau puțină istorie, denotă cultura enciclopedică a autorului. Rețineți doar câteva titluri și vă veți convinge de acest adevăr. Așadar, o istorie a literaturii polone, nu ar strica să fim nițel, georgieni, basarabenii în URSS, străini în țară străină, sau Requiem pentru deșteaptă-te române, etc. Și ca o încununare a acestui valoros volum vine epilogul semnat de doamna doctor Lidia Kulikovski, care sună astfel. Vlad Pohilă poartă o povară ceva mai mare decât el, grija limbii române. Or, Vlad Pohilă este profesorul nostru de limba română. Cartea lui Vlad Pohilă și totuși limba română se adresează cititorilor din toate domeniile. Ea atrage prin tematica interesantă, mobilizatoare, în jurul unei teme majore, limba noastră, cea română, pe care Vlad Pohilă a iubit-o cu discernământ și a ocrotit-o cu toată ființa sa. Cartea a văzut lumina de parul la editura Prometeu în anul 2008, într-o frumoasă colaborare. Autor Vlad Pohilă, coordonator de proiect Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală și Vasile Șoimaru. La acea vreme, Vlad Pohilă era în plină vervă. Avea mai multe proiecte lingvistice cu sertarele textite de manuscrise și cine știe câte gânduri, rânduri, o mai fi fost în mintea sa luminată și mereu preocupată de grija limbii române pe care, din păcate, nu le vom cunoaște niciodată. Această prezentare de carte se vrea un omagiu adus celui care a fost Vlad Pohilă, redutabil lingvist, celebru publicist, scriitor, traducător și bibliotecar. Verbul a fost este poate cel mai trist, cel mai durut, cel mai tragic verb din toată limba românească. Vlad Pohilă a iubit această lume ca nimeni altul. A plecat dincolo de vreme, mult prea devreme, la doar 67 de ani abia împliniți. Timpul nu a mai avut răbdare. Pentru limba pe